16 cazuri de COVID-19 au fost declarate în Mehedinți în ultimele 24 de ore. La nivelul județului, de la începutul pandemiei și până în prezent, 787 de persoane au fost confirmate pozitiv cu coronavirus și un număr de 35 de decese. Ultimul deces a avut loc astăzi. Încă o persoană a murit astăzi, diagnosticată cu COVID-19 în data de 14 iulie. Este vorba de un bărbat cu vârsta de 48 de ani. 696 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 787 persoane sunt confirmate COVID-19 de la începutul epidemiei, în ultimele 24 de ore fiind înregistrate 16 cazuri de îmbolnăvire. 136 persoane se află internate, dintre acestea 9 persoane sunt internate la secția UTI, 268 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice și 36 persoane au decedat de la începutul epidemiei. Ultimul deces a fost înregistrat în data de 3 august la o persoană de sex masculin, vârstă 48 de ani. Persoana a fost internată și confirmată COVID-19 în data de 14.07. Persoana suferea de mai multe comorbidități cronice. Pe teritoriul județului Mehedinți, 10.180 de persoane au fost testate de la începutul epidemiei, din care 787 probe au fost pozitive și 468 de probe se află în lucru.